Câteva ore atât sâmbătă cât și duminică, mii de locuitori ai județului Satu Mare au rămas fără electricitate din cauza vântului puternic. Potrivit raportului prezentat astăzi de reprezentanții Societății de Distribuție a Energiei Electrice, sâmbătă au fost avariate nouă linii de alimentare cu energie electrică, peste 230 de posturi de transformare. Astfel au fost afectați peste 17.000 de consumatori din 46 de localități. Duminică au fost afectați alți 3.513 consumatori din 15 localități și 61 de posturi de transformare. În urma acestor evenimente au fost înregistrate 220 de deranjamente, 17 echipe de intervenție de la Electric au ieșit în teren pentru a remedia incidentele apărute. Aseară până la ora 23 toți consumatorii erau alimentați cu energie electrică. Informațiile au fost făcute publice astăzi dimineață la ședința de lucru convocată de prefectul Eugeniu Avram.